Președintele Iohannis a primit astăzi vaccinul anticovid. Șeful statului a mers dimineață la Spitalul Militar și a primit prima doză din vaccinul Pfizer ca să le dea tuturor românilor un semnal că e sigur. I-a invitat pe toți să se așeze la coadă la înscriere. De azi, autoritățile au dat oficial startul etapei a doua de vaccinare. Tocmai m-am vaccinat. Este o procedură simplă, nu doare și... Vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie. Nici nu se aștepta Klaus Iohannis ca după vaccinarea lui să bubuie subiectul, nu pe seama serului Salvator, ci a mușchilor președintelui. România lucrului bine făcut se vede pe bicepsul lui Iohannis, au strigat oamenii pe internet. Au remarcat că în sfârșit avem brand de țară, dar și că de când nu mai predă fizică, șeful statului se descurcă mai bine cu fizicul. Cine ar fi crezut că acul intră în oțel? Asta e întrebarea zilei. Doi indivizi dintre ei m-au apostat cu o bâtă. Mi-a dat cu bâta în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta. Ei mi-a dat de majulit. De acum știm un lucru. Președintele României e cel puțin la fel de puternic precum liderul de la Kremlin. Vladimir Putin a impresionat nu odată cu mușchii săi. Imaginile de la antrenamentul cu Medvedev sunt evergreen-uri. Pe Putin nu-l întrece nimeni. Deci atâtea poze cu Putin la bustul gol care au explodat pe internet și au inflamat doamnele și domnișoarele, mai știi când pescuia cu acea suliță acum 3 ani într-un lac din Siberia, acum 2 ani, când de sărbătoresc rușii bobotează, a intrat el în apa aia înghețată la minus 6 grade. Are fizic de artist de circ, să știi. Mi se pare întotdeauna că e pregătit pentru trapez Vladimir Putin, în niciun caz să spunem, nu are alura aia de spion mitic și mistic așa rus, care și-a clădit cariera în Germania, acolo unde avea probleme că întârzia la serviciu și era mereu pe lista de excluderi, să spunem așa, într-o relație mai proastă cu cei de la Stasi, poliția secretă a ex-germanilor, mai temută la momentul respectiv. Pozele astea cu Klaus Iohannis mi-au adus aminte de primul lui mandat, nu? Veneam după Traian Băsescu, președintele jucător, la președintele, cum îi spuneam noi pe vremuri, plantă, nu? Și pozele de astăzi parcă ne-au readus aminte așa ce spuneau românii despre Iohannis, obișnuit totuși cu stilul lui de lui Băsescu, de joc, că măcar e prezentabil, vorbește limbi străine, dă bine pozele la momentul Bruxelles. Momentul de glorie a fost momentul în care a apărut alături de Donald Trump la Casa Albă, momentul în care românii s-au simțit bine reprezentați la nivel fizic, măcar eram la înălțime, pentru că altfel întotdeauna am stat mai jos, însă ne aducem aminte și de imaginea acelea cu Emil Boc, în care premierul de atunci al României a fost surprins la sală și lumea n-a remarcat totuși la fel ca astăzi. E o nedreptate pentru mai micul Boc, să spunem așa, clujeanul Boc, primarul Clujului, care însă avea la fel de bine dezvoltată partea asta, să spunem... La vedere. Bine, din păcate n-au circulat numai imaginile astea cu Emil Boc de la sală. Ți-aduce aminte și imaginile care au ajuns urât în public cu el la vestiar, complet dezbrăcat, era totuși prin bine că n-a căzut de pe scenă. Bine că n-a căzut de pe scenă. Dar să știi că totuși la finalul poveștii astea, dincolo de cultura asta a show-ului, care ne place evident de fiecare dată, reține și partea serioasă. Mulți au spus că Iohannis trebuia să fie primul care se vaccinează. După modelul vestic, mulți au făcut asta pentru a impulsiona și a da o încredere acestui mesaj. Au fost oameni serioși care au vorbit despre treaba asta, de la președintele Consiliului Național al Rectorilor până la profesori și alte persoane
persoane din agora, din piața publică. Iată că s-a dovedit adevărat, practic, subiectul numărul 1 pe toate trendurile, la paritate cu Eminescu, a fost astăzi Klaus Iohannis și mușchii lui atunci când a primit vaccinul. Iată că, într-adevăr, merita să facă mai devreme gestul ăsta. Klaus Iohannis a spus că ar fi dat un mesaj greșit dacă s-ar fi băgat în față. Eu nu sunt de acord cu treaba asta. Am susținut de 3 săptămâni încoace că președintele ar fi trebuit să fie primul, sau ok, dacă nu primul, oricum printre primii vaccinați, pentru că vedem în România totuși există o reticență, o teamă, o spaimă și nu doar în România, ci peste tot în lume. La cifrele cumulate, așa am mereu... vaccineze da, imediat, eu sunt pe partea asta mai optimistă, nu sunt atât de speriat. Celor care nu vor să așa se vaccineze. Însă 70% cu totul, 65-66% sunt pentru vaccinare imediată sau în viitorul aproape aproape apropiat. Însă, totuși, este clar că, uitându-ne la expunerea pe care a căpătat-o astăzi președintele cu această vaccinare, este bine să o fi făcut mai devreme, pentru că era vorba de încredere. Evident, însă noi avem vocația nemulțumirii, jurnaliștii, dar mai ales românii, și la finalul zilei toată, orice nu e bine. De ce s-a băgat el înainte? Că nu. Când avem prea multe vaccinuri, nu vrem ne vaccinăm. Dacă ne anunțau, domne, avem foarte puține, cine prinde bine, cine nu, să vezi atunci cozi.